Am ajuns în Valea Boului și de aici din coastă, în trei părți. Făcea bătrânii noștri și eram mici. Crezi că aveam 90 ani și după ce făcea ele, ăla astea, muma, cum se zice, luam pământ de urma lor și făceam și eu cât un țăr mic. Că mă uitam cum îl face, cum joacă el. Și făceam. Spuneam, aici avem niște țesturi care sunt uscate în proporție de 90-95%, vor fi depozitate și apoi livrate către persoane sau ridicate de aici în funcție de când dorește fiecare. Sunt undeva la 40 de bucăți pe care le avem aici. În partea cealaltă, acolo avem două grămezi de amestec pe care am început să le lucrăm astăzi. Ele vor fi gata tot astăzi, cred că peste vreo 2 ore aproximativ, și după ce se omogenizează foarte bine, le vom turna pe niște matrițe care se văd undeva acolo în spate și o să mergem și la ele puțin mai târziu, după ce facem un mixture. Da? Ce vedeți aici lângă mine, vedeți că ele au o culoare puțin mai închisă, sunt niște țesturi pe care astăzi le-am ridicat de pe matriță și sunt mai închise pentru că sunt crude, adică nu sunt uscate foarte bine pe partea interioară. Sunt prelucrate pe interior și în aproximativ 2 săptămâni se usucă și ele și o să capete culoarea gălbuie pe care o au și celelalte țesturi. Asta vă invit să veniți. Ce fibră au în ele? Este un amestec de argilă roșie cu bălegar de cal, argila pe care ați văzut-o când am venit. Și în sacii de la intrare avem un bălegar de cal care îl preluăm de la o hergherie. Acela are lurul de lian ca să lege compoziția. Da, este din bălegarul de cal. Calul nu toacă, să zicem așa, și rămân acele fibre și au lor de liant în el ca să lege cât mai bine compoziția. El a băgat păr. Vă invit și aici. Aici este, să zicem așa, micul nostru depozit, unde îl împărțim în mai multe chestii. Aici avem un parte în care produsele încă se usucă, că nu sunt gata uscate. Probabil că într-o săptămână, maxim două, sunt ceea ce este gata și bune de livrare. Acolo, într-o parte, avem produse care sunt uscate, depozitate, stiluite și pot fi livrate. Ce să vă mai zic? Avem trei dimensiuni. Aici avem, de exemplu, dimensiunea mică, care are un diametru aproximativ de 30 interior cu 40 exterior. Mărimea medie, care are 40 interior cu 50 exterior. Și mărimea mare care e acolo jos, care are 50 interior cu 60 exterior. Greutățile între ele diferă, bineînțeles. Cel mic are undeva la 10 kg, cel mediu undeva 18-20, cel mare între 30 și 35 de kg. Ca accesorii, accesoriile sunt opționale și avem 3. Și o să vă exemplific pe un ces mic, că e mai ușor și pentru mine. Primul accesor este vătraiul sau fierul țestului. E fierul care intră pe gaura cu care țestul este prevăzut din fabrică, îl străpunge până pe partea cealaltă și ajută la ridicarea și lăsarea lui pe vatră. Da? Ok, al doilea accesoriu este trepiedul sau odihnitorul, cum îi mai spunem noi. Cum anume? Trepied sau odihnitor. Oh, da. Așa, se pune în fața lui și este un suport care îl ajută pe țes să stea în poziția înclinat, făcând un unghi de aproximativ 45 de grade cu vatra. Vatra pe care o să o faceți, nu o vedeți aici, dar cam asta e ideea. Rolul fiind acela ca în poziția aceasta în care stă înclinat, se face focul sub el și flacăra va încinde țestul, jarul care rămâne va încinde vatra din cărămidă. Astfel încât produsul pe care îl veți scoace acolo, fie vorba de pâine, pui, de gume și așa mai departe, va fi copt și de sus și de jos. Sus de țest, jos de vatră. Și mai aveam un accesoriu. Revin imediat pentru că nu mai avem aici. Imediat vin. N-ai loc de tehnică. Thank you.
cum spuneam, ultimul accesoriu se numește cenușar, făcut tot din fier, are o lamă mai lată cu care ce facem? Lucrăm suțest, lucrăm cu focul, aranjăm focul, lemnele și așa mai departe. Când se trece focul, dăm stânga-dreapta jarul, băgăm produsul la copt pe vatra care este curățată, apoi o să lăsăm țestul peste produsul care îl punem la copt, tot jarul eliminat în lateral se dă pe lângă el. Rolul fiind acela de a închide etanș și de a nu lăsa căldura să iasă. Pentru că poate nici țestul nu e perfect drept, nici vatra nu e perfect dreaptă și acest jar rămas are rolul să mențină temperatura din interiorul cuptorului de lut. Mai departe, am să vă rog pe dumneavoastră să ne adresați întrebări. Da, văd pe... O să vă dau niște instrucțiuni de utilizare. Văd pe țest un simbol, ca un S. Ce reprezintă? Am să fiu sincer cu dumneavoastră și am să vă zic că inițial nu le făceam, nici noi, nici bunicii noștri cu acest test. Le făceau simple, fără niciun design, să spunem, sau așa. Însă la ideea unui client al nostru din Pitești, de acum cred că 7 ani, ne-a dat ideea să-l facem și un pic estetic, pe lângă faptul că are rolul acela de a coace. Și ne-a dat fix ideea asta. Faceți un S, un infinit ceva și puneți-l pe lângă. Am încercat apoi și am făcut câteva și aveam produse și simple și făcute cu simbolul ăsta și cele mai vândute erau astea cu simbolul ăsta. După care am luat decizia să le facem pe toate cu acest simbol. Asta e justificarea. Eu am urmărit pe site și pe YouTube diverse clipuri pe care fie le-ați făcut dumneavoastră, fie diverse persoane v-au luat interviuri și ați povestit că ați pornit de la momentul în care bunica nu mai avea țest, se strica țestul și l-ați făcut din nou. Dar că de asemenea sunt niște gesturi, parte dintr-un fel de ritual. Puteți să vorbiți un pic despre partea ritualică a creierii? Putem să vorbim, da. În principiu, acel ritual era păstrat de bătrânii noștri, să spunem, și dus din generație în generație. Însă rolul practic din spatele cifrelor și a numerologiei din spate, că pământul, de exemplu, călca de 7 ori, pământul preluat din 3 locuri separate și așa mai departe, acestea nu sunt bătute în cuie și din punctul meu de vedere aveau doar rolul de a realiza produsul cât mai bine. Și am să vă dau un exemplu simplu, călcatul pământului de 7 ori sau de 9 ori înseamnă de fapt o insistență asupra acestui proces, astfel încât omogenizarea celor 3 materii prime să fie cât mai bună, adică pământ, lut, da? Bălegat de cal și apă. Pentru că dacă se calcă o dată de 2 ori, evident că nu se omogenizează bine și nu se va crăpa că nu e legătura făcută bine. Asta e de fapt justificarea, să fie cât mai bine omogenizate. De câte ori le călcăm sau nu, din punctul meu de vedere, nu e foarte relevant, ci rezultatul final să fie cât mai rezistent. Asta este din ce spuneau bătrânii. Mai și faptul că se spune că țesturile se făceau la ropotin, ropotinul fiind marța de după Paște. Ce se întâmplă de fapt? În acea perioadă, practic, este o temperatură oarecum optimă pentru producerea și uscarea lor. Ce înseamnă optim din spusele mele? Înseamnă că nu e nici atât de frig încât să nu poți să intri cu picioarele, că practic ele se calcă cu picioarele și fiind prea frig n-ai putea, e o temperatură destul de bună. Și pe de altă parte, nu e nici extraordinar de cald cum iată că este acum în luna iulie, încât să, dacă ai lăsa, să zicem, țestul în soare, el să se crape datorită căldurii extreme de afară, datorită caniculei. Era un timp, să spunem, mediu de primăvară spre vară, în care uscarea lor era mai lentă și astfel le dădea să spunem, o durată de viață mai bună. Asta e traducerea mea din punct de vedere al ropotinului, după, bineînțeles, o experiență de 9 ani, aproape 10. Am înțeles.
Chiar în satul Vedea sau în alt sat? Pe acolo nu mai știu. Vă zic că și soția mea tot din comuna Vedea, dar e din sat, din alt sat, din Dulceancă. Da, e nici voi. Am terminat facultatea, am angajat în Alexandria prin 96. Țin minte că am locuit prin zona Miniș. Asta? Mulțumesc. O să încep cu asta până vine Daniel cu cealaltă. La țară matrițelor le spunem mușuroaie. Da, pe mușuroaie se făceau, dar am ajuns la ideea de a construi aceste matrițe pentru a realiza niște produse cât de cât standardizate, să nu fie diferență mare între ele. Să aibă niște diametre aproximativ egale, de acolo și forma. Și ăsta are 50 la exterior cu 40 la interior. Îl pun peste? Pun aici și mi-a de aici. A, intră două găle? Aproape două, da. Îl faci pe al doilea, da? Nu, nu. Nu, atâta, iau pauză și după aia mai facem mai târziu pe aia.